Învață-mă calea Domnului. Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Grăbește și puneți la inimă aceste cuvinte. Mama cea bună. Un tânăr a plecat odată acasă de la o întâlnire pe care organizasem. Tocmai se convertise. Înainte fusese un tânăr destul de zvăpăiat și boem. Mama lui avea o regulă, după cum mi-a și spus. Și anume că nu mergea la culcare până nu venea fiul ei acasă. Aceasta era regula. Dacă el nu venea acasă până la ora 5 dimineața, stătea trează până atunci. Iar când nu venea acasă toată noaptea, nu dormea deloc. Când se întorcea acasă însă, îl întâmpina întotdeauna cu un sărut și cu o îmbrățișare. Se comporta cu el ca și cum ar fi fost bun, atent, grijuliu. Uneori lipsea toată noaptea. Ea nu se ducea deloc la culcare în nopțile acelea, iar el știa asta foarte bine. Într-o noapte, fiul ei a venit acasă. Ea se uită să vadă dacă era băut. El însă veni la ea și i-a spus: "Mamă, m-am convertit." La care ea îl îmbrățișa și începu să plângă de bucurie. "Domnule Moody," mi-a spus ea, "nu știți câtă bucurie mi-a pricinuit. Nu știți câtă laudă i-am adus lui Dumnezeu pentru că mi-a răspuns rugăciunilor." Ați ascultat Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Nu uitați, viața cea mai frumoasă este viața cu Dumnezeu.